satisfaction. Push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction. Vă tot întrebați cum se menține în formă Diana Rotaru și de ce e așa fericită? Ei bine, noi am mers împreună cu ea într-un loc pe care spune că îl frecventează destul de des și am aflat ce sacrificii face vedeta pentru a-și menține silueta și toate astea cu bună dispoziție, ca să nu-și piardă titlul. Secretul frumuseții și a bărbaților și a femeilor, să facă sport. Vin o dată la două zile, pot să fac de 3-4 ori vizite acestui club și sunt responsabilă de publicul meu. Trebuie să arăt bine, sunt un exemplu pentru ei. Frumoasa interpretă vrea mereu să arate bine, mai ales când vine vorba de silueta sa. Iar noi am aflat care sunt aparatele care îi produc cea mai mare plăcere. Este un exercițiu foarte sexual. Pentru că antrenăm picioarele să se închide și să se desfacă. O îmbunătățire am simțit-o și au simțit-o chiar și prietenii mei. Dar nu e suficient să mergi la sală, trebuie să știi și ce grupe musculare e bine să lucrezi. Diana Rotaru este o blondă informată și a însușit toate aceste taine ale fitness-ului. Exercițiile sunt pentru mușchii biceps, triceps și mușchii pectorali. Am învățat și eu termenii ăștia, crede-mă! Este pentru genunchi, îl fac mai rar, pentru că nu îmi prea place acest exercițiu. Aici dai jos câte 100, 200, 300 de calorii. Noi nu știm dacă fitness-ul este cauza pentru care Diana Rotaru este atât de sexy, dar sigur ajută la ceva. Eu cred că o să fac sport și când o să am 60 de ani, ca să fiu sexy. Uite, o sexy bătrânică, Diana Rotaru!